Onorurile s-au făcut la ultima ședință de Consiliul Local al Comunei Peștișani. Alături de alți trei foști primari ai Comunei, Marcel Romanescu, subprefectul județului Gorj, a fost declarat cetățean de onoare al Comunei. Autoritățile locale au acordat subprefectului acest titlu pentru că, în perioada cât a fost deputat, a ajutat Comuna Peștișani în atragerea de fonduri pentru investiții în comună. Un om care a ajutat extraordinar de mult Comuna Peștișani prin lobby-ul pe care l-a făcut în calitatea sa de deputat și prin ajutorul extraordinar de mare pe care l-a dat în atragerea fondurilor către Comuna Peștișani. Și eu sunt convins că dumnealui este și va fi și în continuare alături de noi și ne va sprijini cu tot ce va putea și nu va putea. Titlul de cetățean de onoare al Comunei Peștișani l-a emoționat pe Romanescu. Pentru mine este un gest extraordinar din partea dumneavoastră, mai ales că s-a luat cu unanimitate și pentru mine contează enorm. Înseamnă că respectul este al tuturor consilierilor și prin dumneavoastră al cetățenilor din Peștișani și mă bucur că am posibilitatea și de acum încolo să vă pot ajuta. Este un gest de responsabilitate. Marcel Romanescu mai deține o diplomă de cetățean de onoare al Comunei Turcinești, localitatea sa natală.